Ce vreau să spun? O compar pe domnul Plăhătniuc cu Cârtiță, știți? Lumea asta toată muncește, dar Cârtița își face treaba. Pâmbă pe sub pământ și când te trezești în toamnă, nu-s cartofi, nu-i morcov, nu-i ceilalte. Domnul Plăhătniuc știe ce face. Nu-s miliardele. El nu a luat, el nu a văzut, nimeni nu a văzut nimic. În țara, știți, lupul tot nu-i vinovat. El dacă a mâncat o oaie, păi trebuie să-i demonstrez că el a mâncat-o. Eu cred că numai o operație chirurgicală trebuie să o faci ca să-i demonstrez că el a mâncat-o, dar n-a mâncat oameni buni. N-a mâncat, dar nici n-am văzut-o. Și mai am așa o propunere. Eu cred că aș fi bine. Plăhătniuc și Xilat într-o cameră ar încăpe. Și au și împărțâi. Și să nu declare foame. Să nu le dă mâncare. Lasă-i să mănânci unul pe altul. Lasă-i să mănânci. S-au mâncat până amu, lasă-i să ai posibilitatea să mănânci unul pe altul. Și timp să dăm și condiții.